Bună, Tomasa, fraților, și bine v-am găsit la nou episod din Dragon Age Inquisition, așa cum am promis dimineața, de fapt, am zis că așa poate reușesc să fac între picături un episod după masă, dacă am chef și dacă am energie suficientă, și într-adevăr am avut. Și am zis de ce să nu fac un episod acum, timp de o oră sau două, în care să facem level up și să mai găsim iteme. Mi-am găsit un arc foarte bun, care momentan e de levelul meu și e foarte eficient, are 150 damage. aș putea să fac față cu el. Windows, maybe later. 11. Windows 11, că scam, nu mă interesează Windows 11. Că folosesc 10 momentan. N-am nevoie de 11. Oricum, o să patchuiască, o să fie dezastru. Mi-a apărut reminder pe la Windows 11 acolo la mine. Da, n-am nevoie de Windows 11. Nu știu de ce mi-a luat prostirea de notificări acolo jos, în dreapta, că sunt enervante, dar mă rog, hai să lăsăm altă, să ne întoarcem la noastră, o să dăm loc la ultima salvare și o să continuăm cu level up-ul, o să ne întoarcem la questurile de la închiziție și o să încercăm să facem level, să facem power, da, ca să putem să ne ocupăm de main quest. Și ce mai rămas din quest-uri de făcut, o să golim hinterland, duc acum pot să mă duc să închid toate lifturile. Și facem tot ce putem să facem ca să îmi termin treaba, să fac level 11. Nu o să stau mai mult de o oră, cred că o să stau în jur de o oră, cam așa. O oră jumate, maxim. Vă zic de pe acum ca să nu ziceți urmă că de ce n-am stat mai mult și că de ce nu și că așa mai departe. Să stau puțin pentru că nu pot să stau mult azi. Cam și treaba, trebuie să-și aspir și am o grămadă de activități și de făcut în casă, care nu le-au făcut nimeni de atâta timp, pentru că soția mea e la lucru și nu are timp să se ocupe de ele și trebuie să se ocupe cineva până la urmă de problemele astea ale casei, că e nasol altfel. Nu zic că e nasol, dar trebuie să se ocupe cineva de ele, în orice caz. Și nu mai eu pot să mă ocup de așa ceva. Așa că nu o să stau foarte mult azi. Inițial n-aș mai fi vrut să fac deloc acest episod, pentru că am făcut deja cu Vila Maurel și cu Elvengrave sau cum se numește, da. Emerald Graves, aia se numește locația. Și by the way, am mai găsit o locație interesantă în joc care aș putea să o vizitez, un castel foarte frumos. Care cred că o să mă duc chiar acum la el, pentru că sunt în zona. Mă rog, va trebui să mă teleportez. Ca momentan sunt în Vila Maurel. Da, v-am zis, am avut o locație care m-a observat și asta a fost Vila Maurel. Și acum că am arcul ăsta bun, nu mai am nevoie de nimic. Templar Note, da. Aici au fost niște templari. Deci locația asta întotdeauna a plăcut din joc. Cea mai frumoasă locație din tot jocul, Vila Maurel. Și aici mereu o să găsiți loot bun. Uitați-vă și voi, Belt of Magic Defense. Un bie de Dax, 177 gold, o să găsiți bani aici și alte surprize care probabil o să vă fie de folos. Da, acum o să mergem la castelul ăla. Am ieșit din vilă. Cotial, ok. O să mergem în... Emerald Graves. Ieșim afară. Da. Mai este o locație care trebuie să o vizitez și o să mă duc chiar acolo acum. Pentru că diseară la 11 nu mai stau, vă zic de pe acum.
Și încă o parte nasoală este că n-am decât o singură țigară, nu mai am rămas și mă păstrez. Da, o singură țigară nu mai am rămas din toate țigările care le-am avut până acum. O singură țigară. M-aș fi dus mai mult de țigări, dar asta e situația, nu ai ce să faci. O să mergem pe aici, ia să vedem unde am găsit o peștere aia, mă. Aha, uite aici. Dacă mergem la punctul ăsta, o să pot să iau pe podul ăla și mă duc de la șatou. Gilex, că avem ce juca. Trebuie să fiu Gilex acum. Da, Stone, ok. Om din nou poțiuni. Și trebuie să mă duc pe aici. Aici un pod. Chiar și la refresh Windows-ul, ceea ce nu poate decât să mă enerveze. N-am timp de voi. Uite, în față castelul. E, aici am vrut să merg eu. Să văd trei părți. Ok. Aici e castelul. Hai să vedem și cum e în castel. Aici a fost un rift. Wow, not bad at all. Un loc abandonat, un castel abandonat. Not bad atmosphere. Un castel bântuit. Wow. Now that is something. Nu încetează să mă fascineze, Edgar Graves.
Hook's Diary, ok. Farau fi avut și cu corcea castelul ăsta. Arată care și curte. Dar ce curte are. Ceva sus acolo, frate. E ca un cub ceva. Acolo sus. Servants quarters. Ok. E ceva acolo sus. Bed chambers. Okay. Nice place. Creepy.
Just how I like it. Di forse il Jantar Mail. Questa è la notizia. Look from the other side. Si già doi da dormitore. Costa 63 gold. Balconing key required. Știu unde facem rost de balconing key. Cutiuța aici nu ar trebui să fie aici. Nu e nimic pe aici de lootat? Stai că mai găsesc o cutie cu loot. Hai uite și ia shield-ul ăsta.
ماشي. أورليزيان شيلد. De 50 intrăm.
Totuși, nu ar trebui să iau bani când închiu. Zona asta mă aduce aminte de Skyrim foarte mult. Am unui pe aici vreo intrare secretă, ceva, vreo passage pe aici. Chiar nu e.
Oh, mai am un punct de sări acolo. Dacă mai facem o dată saltul. Da, hai, bărbă. Thank you.
Da, o să fie challenge în questul ăsta, nu o să-l fac acum. Acum o să mă ocup de celelalte questuri, așa că o să coborâm jos. O să coborâm la nivelul la care eram înainte. O să ieșim de aici. Și o să mergem, să facem celelalte questuri din Hinterland și din locurile de low level, ca să nu avem probleme. Este fain aici. Bun. World map. Stai. Stone Coast. Aici, că eram aproape de zona. Hai să vorbim cu ăsta. Un cunari vrea să mă ofere ajutor. Asta e mare chestie. Hai că ăștia-s low level. Cunarii, vreau să mă ofer la ajutor. Stand down! Prim! How'd we do? Five or six wounded, chief. No dead. That's what I like to hear. Let the throat cutters finish up, then break out the cast. Inquisitor, glad you could make it. Come on, have a seat. Drinks will be here in a minute. Iron Bull, I think. Yeah, the horns usually give it away. I assume you remember Chromitius the classic. Good to see you again. Throat cutters are done, chief. Already. Have them check again. So, you've seen us fight. We're expensive, but we're worth it.
and I'm sure the Inquisition can afford us. The truck there, you need, and there's one other thing. Might be useful. Might piss you off. Never hear of the Ben Hasra. But I also get reports from Ben Hasra's agents all over Orlais. You sign me on? All right. Glad to. Prim! Help! Abad! Find some. We'll meet. Doria. Unde e Dorian? Power 1. Ah, stai că trebuie să schimbăm partidul. Stai așa. Bun. Iron Bull, Solas și asta. Ok. Uite-l cât e. Oh, cât a animalul. Mamă. Ok, cumva vreau eu, mergem aici. Facem questurile de low level, păi nu? Facem questurile de low level. Întâi și după aia ne ocupăm de restul.
Okay. Bence bak mayca. Search in the upper market. Unde e upper market? Asta sunt pentru magii gem, pentru solas. Ar trebui să fie bune astea. Upper market, stai așa, că nu e aici upper market.
It must have taken the Inquisition immeasurably. I don't know who you are. Don't play games, Inquisitor. Just say what. What is that? Ugh. Squishy one, but you heard me, right? Just say what. You're kind of plain. I mean, it's all good, isn't it? The important thing is you've learned. Some believe I'm... No. Your people? Name's Sarah. This is cover. Get round. For the reinforcements. Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. Why didn't you take their weapons? Really came through. So, Lord Inquisitor, you're weird. I'd like to join. I sent you a note to look for hidden stuff by my friends. So here, in your face, I'm Sarah. The friends of Red Jenny are sort of out there. I used... Step down, you've got big lords with big purses. Doesn't... So no. Like those guards? I stole their... Look, do you need people or not? I want to get everything back to normal. Yes! Look, any... Sarah. Not bad. Not bad, not bad, not bad. Iron Bull, cine mai Solas? Unde e Solas? Așa. Solas și Cassandra. Așa. Bun, și am făcut și questul ăsta. Power 1. Din 90. Ok. Speak with the advisor at the war table. Mama, s-a făcut 4 jumate, ești nebun la cap. Hai că te smash și să dau cu aspiratorul. Că întreabă puțin, o să mă joc. Jocul ăsta o să-l joc zilele astea care urmează acum. După ce dau cu aspiratorul o să mă bag pe... Asta seara vreau să stau să mă joc. N-am chef să dorm, asta seara. Chiar n-am chef să dorm, vreau să stau până la 9:10. Să mă joc ceva.
Așa că o să stau, fraților. O să stau în urmă. Vreau doar să fac level 11, ca să pot să mă duc să dau shield bash acolo la Villa Maurel și să my scouts report no signs of danger in the path nearby. I will arrange patrols to ensure it stays that way. Bun. Cassandra. Așa. Îi luăm pe ăștia momentan, că ăștia sunt level mare de ea.
Bueno, ese aquí tienes que pedir tú. Sen kiden liftu. Es mergem să închidem liftul. O lui de la farm. Ok. Not bad place. Este un fade drift aici. Mă, mă, ce mai tun aici, mă, m-am speriat de prostia aia de tunet. Nu m-am speriat, dar mi s-a făcut așa ciudat. Gata. Quest completed. Mad. Marf. Power 2, hai ca am cu 20 power acum. Si pot sa ma ocup de main quest. Fii cu Damaier. Ok. Mergem aici. Vorbim cu maiorul. Cu primarul, nu cu maiorul. Că nu suntem în armată. Facem din questele care noi le-am făcut. Unde e Damaier? Aici ar trebui să fie. Claim the keep to reach the dam. Okay.
There's the keep the mayor talked about. And the bandits. Gate open. No patrols. But we could rush it. Так, галевина. Да, сега ще просто поставя леста. Гата. It must be claimed.
Aha, idzie o tą skalę. Level 14. Gata, boss, m-am făcut șeful la damage. M-am făcut șeful la damage. Yes, am cucerit zona asta.
Kad vam da drumu na baraž. The entrance to the flooded caves. Și aici nu mai atât niciun obiectiv, nu? Bun, păi asta cred că a fost episodul de astăzi. Sper să vă fi plăcut, eu sunt Horia Bucalitico. Nu uitați să intrați să-mi dați subscribe și like pe canalul meu de YouTube dacă v-a plăcut acest episod de astăzi. Și eu o să țin cont și o să fac episoade din jocul ăsta pentru voi. În ideea că poate să vă uitați și să vă placă și vouă ce o să vedeți. Și rămâne să rămâne să jucăm mai mult în episodul următor sau când o să mai încerc să mai joc Dragon Age Inquisition, DAI, adică DAI, DAI, normal, așa, cum auziți. Și vedem atunci ce mai ai idee de făcut și ce trebuie să mai facem, da? Așa că rămâne să ne auzim mai târziu în Call of Duty sau în ăsta, cum îi zice, în Last of Us Part 2, dacă o să mai am chef să joc, nu știu. Nu garantez nimic, s-a făcut fix, gata. Asta a fost episodul, gata. S-a făcut 5, am stat 2 ore, e suficient pentru mine 2 ore, nu trebuie mai mult. Mă rog, aproape 2 ore, de 2 ore. 50, cam așa, a stat. Deci n-a stat foarte mult, pentru că am vrut să fac level 11. Și ăsta a fost targetul meu. Restul până fac level mai durează. Ia să vedem, asta are puncte de investit. Nu, 0 points, momentan. Îmi trebuie și bash mai mare aici, ca să pot să fac. Da. Facem un save aici, încă o dată. O salvăm o dată. Ia să vedem dacă m-a salvat. Find the entrance to the flooded caves. Bun, gata. Păi ne oprim aici. Sper să avut episodul și ne auzim mai târziu într-un joc pe PS4. Dacă nu. Vedem ce la alegere. Ce-mi vine. Ce o să vină chef să joc, o să joc și o să vedeți pe canalul meu de YouTube. Da? Mai târziu când o să fie gata video. Sau o să vedeți direct pe YouTube, că de pe PS4 pot să streamuez direct pe YouTube și o să vedeți acolo stream-ul și palma. Like acolo, subscribe și keep supporting me, ok? Că și eu o să vă dau like-uri și subscribe și dacă faceți și voi treaba asta. Adică o să fie reciproc, o să fie reciproc ajutorul, suportul și să vă uitați că eu fac jocuri faine. Jocuri frumoase, nu jocurile porcăriile care le găsesc pe YouTube, pe net. Jocuri frumoase în care ai ce vedea și vă prezint locații de care habar nu aveți probabil sau pe care n-ați încercat niciodată să le explorați și încerc să vă inspir să jucați și voi jocurile astea care le joc eu, adică să vă împărtășesc experiența mea de gameplay și preferințele mele în materie de jocuri ca să vă inspir să jucați și voi diverse jocuri care probabil, de care probabil nu știați și care probabil o să vă ar putea să vă delecteze privirile. Ar putea să vă impresioneze și să vă trezească hype-ul, da? Bun, încheiem aici episodul. Eu sunt Horia Apocalipticul, vă salut și vă doresc o seară frumoasă. Hai, ne auzim, bye bye!